Începe o nouă etapă în amplul program de modernizare a transportului public din Iași, unde a ajuns primul autobuz electric cu lungime de 10 metri, un vehicul de ultimă generație. Este doar începutul unei transformări majore în sistemul de transport public din Iași. Grație sprijinului financiar oferit prin programul operațional regional și planul național de redresare și reziliență, municipiul Iași va beneficia de 24 de autobuze electrice similare, în valoare totală de 64,8 milioane de lei. Aceste vehicule avansate tehnologic vor fi livrate până la sfârșitul anului. Primul autobuz de tip BMC a ajuns în garajul CTP Iași. Acesta face parte din lotul de 24 de astfel de mijloace de transport care vor fi livrate Iașului. În perioada următoare vor avea loc proceduri necesare punerii în circulație a acestui autovehicul împreună cu reprezentanții companiei care a livrat mijloacele de transport. Cu toate acestea, transformarea nu se oprește aici. În cadrul acestei inițiative de modernizare a transportului public, municipiul Iași are în plan să achiziționeze un total de 119 mijloace de transport electrice, inclusiv 50 de tramvaie și 69 de autobuze, cu o valoare totală de aproximativ 744 de milioane de lei, echivalentul a circa 150 de milioane de euro.